Eu știu că există un soi de oboseală și un soi de scepticism în legătură cu faptul că noi facem aceste prelungiri a stării de urgență, totuși noi trebuie să fim conștienți de faptul că alături de noi este un război. Alături de noi sunt uciși oameni, alături de noi este distrusă uh, infrastructură și acest război a Rusiei împotriva Ucrainei ne expune pe noi direct. Și uh, guvernul are nevoie de instrumentele necesare pentru a interveni prompt, fie atunci când este vorba despre asigurarea a păcii și stabilității, fie când este vorba despre asigurarea continuității furnizării serviciilor critice de infrastructură. Pe zona energetică noi încă avem multe vulnerabilități. În plus, în ceea ce privește asigurarea ordinii publici, vedem aceste provocări care încă nu uh, contenesc. și ele, evident, sunt uh, indirect legate și de uh, lucrurile care trebuie să se întâmple în justiție.